Alice Botez, o stradă din cartierul Clocociov, unde s-au construit multe case noi în ultima vreme, este deocamdată neasfaltată. Situația se va schimba în câteva luni, pentru că Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public va desemna în perioada imediat următoare un constructor care să modernizeze drumul. Se apropie perioada de atribuire pentru strada Alice Botez, care a fost atât de solicitată. Avem în procedură de licitație încă 3 obiective. Este vorba de strada General Emanuel Ionescu, trotoarele de pe strada Alea Muncii, iar la fel foarte mult sesizate de către cetățeni. Pentru Alice Botez, valoarea estimată a lucrărilor este de 526.000 de lei. Pe Emanuel Ionescu se ridică la 233.000 de lei, iar reparațiile de pe Alea Muncii la 445.000 de lei fără TVA. Sumele ar putea să scadă în urma licitației. Alții 425.000 de lei sunt alocați contractului de plombări. Un nou contract de reparații care va cuprinde plombe, covoare asfaltice de ceva mai mari dimensiuni ca până acum și multe alte lucrări care se vor derula pe raza municipiului până la sfârșitul anului și în primăvara viitoare. Sumele cuprinse în acest contract ar trebui să fie suficiente nu numai pentru acoperirea gropilor, ci și pentru repararea porțiunilor de beton degradat din unele parcări sau pe trotuare, spun reprezentanții Direcției Administrarea Străzilor.